Mai multe orașe din estul Ucrainei au rămas duminică seara în beznă după bombardamente intense ale Rusiei. Volodymyr Zelensky spune că armata Moscovei a lovit mai multe centrale electrice, iar Kharkov este una dintre regiunile vizate. Ca urmare a atacurilor în districtul Sinelnikovski din regiunea Dnepropetrovsk, două persoane au fost ucise, iar alta a fost rănită. Între timp, trupele ucrainene au recucerit în septembrie peste 3.000 de kilometri pătrați de teritoriu de la trupele ruse. Zaliznichne este una dintre localitățile care au fost recucerite de trupele ucrainene. Maria Hrihorora este un localnic care își amintește prea bine atacurile din ultimele luni. În ciuda plecării trupelor ruse, femeia se teme pentru localitatea ei. Ea povestește că soldații ruși trăgeau fără milă în civili. Eram speriată, foarte speriată. Imaginea bălții de sânge este încă în fața ochilor mei. Este foarte greu să trăiești în întuneric, dar ce să faci? Nu vreau să mă obișnuiesc cu el. Rușii au fost aici dimineața. Apoi la prânz au început brusc să strige sălbatic și au luat-o la fugă, pornind cu tancuri și vehicule blindate. Ofițerii de poliție au mers într-o gospodărie pentru a recupera cadavrele a doi bărbați care ar fi fost împușcați. Cei doi au fost îngropați în grădină de vecinul lor. Între timp, soldații ucraineni au publicat imagini în care arborează steagul Ucrainei pe mai multe clădiri din nord-estul regiunii Kharkov. Într-un videoclip filmat în Borșova, un soldat poate fi văzut ștergându-și picioarele de drapelul Rusiei. Головна площа Ізюма. Piața principală din Izium, clădirea administrației locale, încă arde. Totul în jur este distrus, dar e în regulă. Vom restaura totul. Izium a fost, este și va fi Ucraina și totul va fi Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a dedicat discursul său de duminică din ziua de război cu numărul 200 apărătorilor Ucrainei, el mulțumindu-le tuturor celor din armată, de la infanterie până la forțele aeriene, forțele navale și serviciile de informații. Este ziua 200 de rezistență, de luptă, războiul poporului nostru, pentru libertate, pentru independență, pentru dreptul de a fi. În aceste 200 de zile au reușit multe, dar ce este cel mai important, dreptul mare și cel mai dificil urmează. Și vreau să le dedic acest discurs celor care sunt înainte, cărora le este cel mai greu acum, când fac cel mai important lucru. Aceștia sunt toți apărători ai Ucrainei, toți cei care au rezistat cu curaj timp de 200 de zile, fiind exact motivul pentru care Ucraina rezistă. Puternică, și de aceea suntem liberi. Statul major al armatei ucrainene a declarat că forțele ruse au abandonat orașul Svatove din regiunea Luhansk, un oraș care până sâmbătă era la 40 de kilometri dincolo de linia frontului. Svatove a fost un nod important pentru trupele rusești de alimentare a liniilor de front din sud.